Și încă o întrebare. Ierbicidul radial în compoziție, să punem compas pentru porumb și este și fasole, e bun? Afectează? Dacă este și fasole, și, sigur. Da, da. Da. Deci da, nu aplicați ierbicidul dacă aveți cultură... Dacă e răsărită, că la... Deci ierbicidele respective merg mână-mână. Deci radialul combate buruienile cu frunza îngustă, pirul, costreiul, iar compasul combate buruienile cu frunza lată. Omoară și fasolea dacă este răsărit. Da, sau plantele cu frunza lată. Și pentru așa ceva nu este ierbicid. Este pentru fasole? Pentru fasole și porumb. Da. Este și pentru fasole și porumb dacă ați fi făcut ierbicidarea înainte de răsărire. Da, deja crescuți. Sau este, Dualul Gold. Sau să aplicați un ierbicid doar pentru frunza îngustă, nu pentru buruienile cu frunza îngustă. Da, afectează. Fasolea e foarte sensibilă. Nu vă recomand. Dacă aveți... Da, neapărat trebuie să prășiți. Nu, că fasolea e foarte sensibilă și am înțeles. O întârziați în creștere.